Etapa a cincea din campionatul județean la fotbal, Liga a cincea disputată duminica trecută, a fost una în care competitoarele s-au confruntat cu intemperiile de afară, fapt ce ar fi putut conduce la accidentări grave în rândul jucătorilor. Cu toate acestea însă, runda recent încheiată a fost una în care s-au marcat foarte multe goluri, mai ales în Seria Nord, acolo unde lereștenii au reușit scorul etapei învingând cu 9-0 echipa Partizanul Vlădești pe terenul situat la poalele Măgurii. Atacantul Drăgan, adus în această vară de la defuncta ASE Dragoslavele, a reușit numai puțin de 4 goluri în poarta celor de la Vlădești, contribuind din plin la spectacolul fotbalistic. De asemenea, partida de la Mihăiești a fost una spectaculoasă. S-au înscris 10 goluri, unul mai frumos ca altul, întâlnirea terminându-se cu victoria oaspeților 3-7. Gazdele nu au putut ține piept celor de la Berevoiești, fundașul Chira reușind un hat-trick în mai puțin de 20 de minute. Mai trebuie consemnat rezultatul de egalitate de la Cotești. Inter, din localitate, a pus piedică fostului lider al clasamentului ASE Godeni, echipa pregătită de Sergiu Coman, înregistrând primul semieșec din acest campionat, 2-2. Rezultatele complete, cât și clasamentele la zi în cele 4 serii din Liga a 5-a sunt următoarele. Liga a 5-a Nord. ASE Bughia de Jos, ASE Schitu Golești 0-4, ASE Inter Cotești, ASE Godeni 2-2, ASE Sporting Mihăiești, ACS Gloria Berevoiești 2-3-7, ASE Lerești, ASE Partizanul Vlădești 9-0, ASE Vulturul Vulturești, ASE Cimentul Valea Mare Pravăț 3-2, ASE Inter Aninoasa, ASE Petrolul Hârtiești 0-3, ASE Cetățeni, ASE Flacăra Boteni 6-0. Liga a 5-a Sud. ASE Viitorul Lunca Corbului, ASE Căldăraru 2-0. ASE Speranța Cornățel, ASE Unirea Tricolor Șerbănești 1-2. ASE Energia Stolnici, ASE Young Boys Slobozia 2-4. ASE Speranța Costești, ASE Slobozia 3-0. ASE Viitorul Ștefan cel Mare, ASE Progresul Recea 4-1. ASE Miroși, ASE Steaua Negrași 1-1. ASE Izvoru, ASE Unirea Hârsești 1-3. Liga a 5-a Centru 1, etapa a 5-a. ASE Voința Budeasa, ASE Băiculești 2-3. ASE Școala de Fotbal Gicăre Retevoiescu, ASE Sporting Stănești Corbi 2-2. ASE Progresul Retevoiești, ASE Mușătești 4-4. ASE Ciofrângeni, ACS Fece Dănuț Coman 3-4. ASE Drăganu, ASE Voința Valea Iașului 6-0. ASE Deportivo Mălureni, ASE Șoimi Ticveni 2-3. CS Domnești, CS Petrom Pitești 1-1. Liga a 5-a Centru 2, etapa a 5-a. ASE Colibaș, ASE Rătești 13-1. ASE Stejarii Beleți Negrești, CS Mioveni 3-0. ASE Poiana Lacului, CS Albota 2012 4-0. ASE Unirea Călinești, ASE Stâlpen Rădești 2007 7-3. ASE Flacăra Leordeni, CS Atletic Bradu 2 1-8. ASE Oarja 2011, ASE Rapid Davidești 0-0.